Incident șocant în Statele Unite ale Americii, un bărbat a fost ucis și un altul rănit după ce au fost loviți de un camion. Cei doi se aflau la un marș de susținere a persoanelor gay. Incidentul s-a petrecut în statul american Florida în timpul unei parade LGBTQ. O camionetă a intrat în mai multe persoane adunate la eveniment și a rănit mai mulți participanți. Cel puțin doi bărbați au fost grav răniți și au fost transportați de urgență la spital. Ulterior, unul dintre aceștia a murit. Autoritățile investighează dacă a fost vorba de un accident sau de un act deliberat. Între timp, șoferul a fost arestat pentru a fi interogat. De asemenea, vehiculul a ratat de puțin să lovească o decapotabilă în care se afla deputat Debbie Wasserman Schultz din Florida. Parada era programată să înceapă la ora 19, dar incidentul a avut loc cu puțin timp înainte. Aceasta a fost anulată după accident, deși festivalul a continuat.